pustia Egiptului, locul de naștere al monahismului. Sute de kilometri de peisaj arid, deșert fără viață. Nisip și coline de piatră, fără apă, fără plante. Doar cer senin cu soare arzător și galbenul nisipului fierbinte. În rest nimic. Acest deșert a însemnat pentru călugări locul cel mai potrivit pentru lucrarea isihiei ca fundament al oricărui ideal monastic. În aceste locuri se adunau monahii pentru a practica o asceză severă, o renunțare la tot ceea ce e lumesc, o luptă continuă cu propriile gânduri, cu demonii pustiei. Și astăzi călugării continuă tradiția și practicile celui care este considerat fondatorul monahismului, Ava Antonie. Aflat în inima deșertului, la poalele munților Al-Khalzam, mănăstirea închinată Sfântului Antonie cel Mare este una dintre cele mai vechi așezări monahale din lume, ridicată în anul 356 după trecerea la cele veșnice a Sfântului. Din acel an, se săvârșesc aici fără întrerupere slujbe al căror tipic a rămas aproape neschimbat. Întreaga poveste a mănăstirii, dar și a ocrotitorul ei, am aflat-o în vechea trapeză de la unul dintre părinții Antonie. Și aceasta pentru că în mănăstire există o tradiție conform căreia toți monahii poartă, pe lângă numele primit la intrare în cinul călugăresc, și numele de Antonie. Născut în jurul anului 250 în Egiptul de Mijloc, dintr-o familie creștină înstărită, Sfântul Antonie cel Mare a decis, la vârsta de 20 de ani, să renunțe la tot, să împartă averea săracilor și să urmeze Domnului. La început s-a retras la marginea orașului natal, apoi însă și-a impus un trai mult mai sever și s-a stabilit într-o necropolă abandonată. La vârsta de 35 de ani, năzuind spre o izolare totală, s-a stabilit într-o fortăreață părăsită din deșert, în care a petrecut 20 de ani de viață anahoretică. Mai târziu, în încercarea sa de a evita orice contact cu lumea, a pătruns mai adânc în deșertul de pe malul drept al Nilului, retrăgându-se într-un loc inaccesibil, în care s-a nevoit timp de 50 de ani până la trecerea sa la Domnul. Încă de la început, Sfântul Antonie cel Mare a fost considerat drept părintele fondator al monahismului. Prin viața sa aspră, petrecută în post și rugăciune continuă, s-a făcut pildă tuturor monahilor, ajungând îndrumător și dascăl al vieții de obște, marcând în mod real începutul vieții monahale ce avea să se răspândească rapid în întreaga lume creștină.